Bun găsit la raportuldegardă.ro și pe pagina de Facebook Raportul de Gardă. Sunt Adriana Boate. L-am invitat astăzi alături de mine pe domnul dr. Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Bun găsit, domnule doctor! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Iată că la sfârșitul anului 2019 a apărut primul caz de infecție cu noul coronavirus, iar astăzi vorbim deja despre cazuri în România. Care este poziția Ministerului Sănătății vis-a-vis de această epidemie? După cum știți, acum mai de aproape două luni de zile, de la începutul lui 2020, noi am demarat toate procedurile necesare, astfel încât, într-o astfel de eventualitate, să fim pregătiți, sigur, în fața oricărui scenariu. Încă din ianuarie am demarat acel comitet interministerial cu mai multe ministere, de fapt toate ministerele și instituțiile implicate într-o astfel de situație, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Institutul Național pentru Sănătate Publică și alte instituții și actori implicați, instituții medicale, profesori de renume care să ne ajute astfel încât să putem să analizăm din toate punctele de vedere o astfel de situație. Lucru care, după cum putem observa, mai ales acum poate în comparație cu alte țări, putem observa faptul că totuși România se află într-un scenariu pozitiv și optimist. Situația e sub control. Absolut, absolut. Dar suntem în această situație grație unor pregătiri extensive și unor demersuri ample pe care le-am făcut de-a lungul mai multor săptămâni. Care poate nu au fost atât de evidente pentru publicul larg, dar s-au întâmplat și asta e rezultatul. Rezultatele sunt importante, cele care contează. Evident, în momentul de față e important să gestionăm situația cât mai bine. Care e mai exact situația din punct de vedere al numărului de cazuri? Cum stau lucrurile? După cum știm, avem un număr foarte mic de cazuri, ceea ce este un lucru îmbucurător. La fel de îmbucurător este și faptul că primele cazuri pe care le avem sunt cu o simptomatologie minimă. După cum știm foarte bine, depinde foarte mult de gazda, organismul gazdă cu care intră în contact acest nou tip de coronavirus. Evident, persoanele mai afectate sunt persoanele vârstnice care sau, mă rog, persoanele cu multiple comorbidități. Exact, persoanele cu multiple comorbidități care duc la o slăbire a sistemului imunitar și, mă rog, această balanță între agentul patogen și capacitatea organismului de a se apăra este valabilă în oricare altă situație de infecție, fie că vorbim de infecții virale, bacteriene. Înțelegem foarte bine și ce se întâmplă, de exemplu, în cazul gripei. Da. Vorbim de aceeași categorie de pacienți care sunt probleme. Mai expuși. Exact. Vedeam un studiu efectuat pe populația chineză și, într-adevăr, bărbații sunt cei care erau la risc. Bărbații în vârstă, fumători, aveau cel mai mare risc de a dezvolta complicații în urma unei infecții cu coronavirusul. Cum considerați că va evolua situația asta în următoarea perioadă? Lucrurile sunt într-o dinamică care poate să fluctueze de la o zi la alta, după cum vedem. Am putea să ne uităm poate la sistemul care este cel mai avansat, să spunem, în această poveste a coronavirusului. Dacă ne uităm în China, a fost o perioadă până acum două zile, când numărul de cazuri noi diagnosticate era în scădere. Da. Oricum, destul de mult, semnificativ mai puțin, față de zilele anterioare. De două zile, în schimb, începem să avem din nou un număr mai mare de cazuri nou diagnosticate. Deci, depinde foarte mult de anchetele epidemiologice care sunt în curs, de numărul de pacienți testați. Sunt foarte multe variabile într-o astfel de ecuație, însă trendul, după cum putem observa retroactiv și la nivelul Uniunii Europene, de la o zi la alta, la nivel global, de la o zi la alta, mai apar câte două, trei țări în care cu cazuri nou diagnosticate. Însă, o altă chestiune pe care o putem observa și este importantă pentru o înțelegere mai bună a fenomenului. De exemplu, dacă ne uităm pe lista țărilor, lista tuturor țărilor care prezintă cazuri pozitive de coronavirus și dacă este să ne uităm mai particular în ceea ce privește situația țărilor europene, o să vedem că țările care au un număr mare de pacienți infectați cu noul tip de coronavirus, o să vedem că Organizația Mondială a Sănătății le face o trasabilitate a cazurilor.
Vedem că mare parte din țările care au un număr mare sunt cu cazuri transmise pe orizontală. Spre deosebire de țări, cum este și cazul României, cu un număr mic de cazuri care sunt așa numite imported cases, care au venit din exteriorul respectivei societăți. Deci, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că toate eforturile noastre, atât ale unei, fie că vorbim de societatea noastră, fie că vorbim de celelalte state europene, fie că vorbim de întreaga comunitate mondială, prin recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, în momentul de față, acțiunile sunt concertate pe a limita difuzarea și răspândirea pe orizontală a virusului, prin diverse metode de pe care le putem aplica, fie la nivel instituțional, fie la nivel personal, însă toate trebuie să fie orchestrate, astfel încât să reușești totuși să ții sub control răspândirea pe orizontală a acestui nou tip de coronavirus. Care ar fi măsurile cele mai importante pe care ar trebui să le cunoască cetățenii cu privire la această nouă infecție? În primul rând, un lucru pe care ar trebui să-l cunoaștem este acela că ar trebui să înțelegem foarte clar agresivitatea și patogenitatea acestui nou tip de coronavirus, care este mai degrabă similar virusului gripal. Deci nu este nici pe departe așa cum din nefericire a fost cazul exact, și totuși cum s-a întâmplat săptămâna trecută să existe așa o areșcare perpetuare a unei percepții de un așa numit virus ucigaș. Vorbim de un virus cu o agresivitate, o patogenitate similară gripei. În primul rând, în al doilea rând, trebuie să înțelegem foarte clar că mare parte din cazuri, peste 80%, sunt asimptomatice sau cu o simptomatologie ușoară. Lucru care s-au putut observa și în cazul primului pacient, care a avut o simptomatologie ușoară, minimă, aproape asimptomatic, și s-a putut confirma vindecarea destul de rapid. Deci, din punctul ăsta de vedere, cam acestea sunt elementele definitorii ale acestui nou tip de coronavirus. În primul rând. În al doilea rând, ar trebui să înțelegem care ar fi lucrurile simple pe care putem să le facem cu toții, astfel încât să ne protejăm, să-i protejăm și pe ceilalți, astfel să limităm răspândirea virusului. În primul rând, trebuie să înțelegem că în momentul de față ar fi bine să evităm pe cât posibil călătoriile, locurile aglomerate, spațiile aglomerate, să încercăm să, nu știu, dacă este absolut necesar să facem o călătorie, o deplasare într-o zonă cu un risc mare, doar în aceste cazuri de absolută urgență. Astfel să încercăm să limităm aceste deplasări pe cât posibil. După care mai sunt și chestiuni de ordin personal pe care le putem face, și aici vorbim de o igienă, așa numită igienă respiratorie, care se referă la măsuri prin care putem limita transmiterea virusului. Și aici ar trebui să înțelegem cum se transmite virusul, astfel încât să putem să înțelegem de ce acestea sunt importante. Pentru că un banal gest de a te spăla pe mâini poate este puțin mai dificil poate este puțin mai dificil de a înțelege importanța. Însă dacă înțelegi cum funcționează acest virus, cu siguranță poți să reții și să aplici mult mai frecvent aceste măsuri de prevenție. Astfel, un astfel de virus, ca de altfel și celelalte virusuri cu patologie respiratorie, se transmite evident pe cale respiratorie, prin tuse, strănuți și prin simpla respirație. Din acest punct de vedere, este important că atunci când strănutăm sau tușim, să tușim în batistă, într-un șervețel sau să tușim, bineînțeles, dacă nu în pliul cotului. Astfel încât particulele respective virale să nu apuce să fie difuzate în imediata noastră proximitate și să se așeze pe suprafețe. Asta în primul rând. Dacă totuși, nu știu, să presupunem că totuși s-a ajuns la această situație, este important să nu ne inoculăm cu acest nou tip de virus, luându-l de pe diferite suprafețe pe care acesta a fost, pe care acesta a ajuns. Vorbim aici de tot ceea ce înseamnă suprafețe plane, mese, telefon, tastatură, clanța ușilor, chestiuni de genul acesta. De fiecare dată când se încerc prin spălatul pe mâini, reușim practic să eliminăm acest... Mai demonstrat de... Exact, este un lucru arhidemonstrat deja. Deci cam acestea ar fi câteva chestiuni simple pe care le putem face, astfel încât să limităm, să ne protejăm pe noi înșine, în primul rând, pe cei apropiați și, în egală măsură, și colectivitatea în care trăim. Ce este important, din punctul nostru de vedere, cu toții ne confruntăm cu diverse înțelegere a acestui fenomen, după cum am spus adineauri. Pe lângă toate măsurile de prevenție, de protecție și eventuale măsuri medicale care se impun pentru eventuale viitoare cazuri, este foarte important să
încercăm să promovăm mesaje corecte. Și din punctul ăsta de vedere, este esențial să transmitem și să înțelegem cu toții că singurele canale oficiale și corecte și exacte de informare sunt cele două site-uri ale Ministerului Sănătății și ale Ministerului Afacerilor Interne pe de-o parte, după care mai avem și un număr de telefon pe care l-am, un tel verde, care este implementat de săptămâna trecută, un număr foarte simplu de reținut, 0800 800 358, unde se pot afla informații despre cum se manifestă acest virus, cum intră în contact, care este simptomatologia, cum se transmite și așa mai departe. Acest număr de telefon este pentru cetățenii aflați în România. Există și un număr de telefon care este pus la dispoziție pentru cetățenii români aflați în străinătate. La fel și din punctul ăsta de vedere, e important să înțelegem, mai ales atunci când ne întoarcem în țară, când avem întrebări pentru zona în care ne aflăm. Și numărul acesta este la fel ușor de reținut, 021 3 20 20 20. Ambele numere se adresează doar cetățenilor, persoanelor care au întrebări, nu sunt numere de urgență. Pentru orice fel de urgență medicală trebuie să apelăm întotdeauna 112, numărul clasic pe care îl cunoaștem cu toții. Deci acestea sunt câteva chestiuni esențiale pentru că ne ajută să înțelegem cum funcționează, nu știu, care sunt măsurile luate, ceea ce e bine și ceea ce nu e bine să facem și astfel ne poate ajuta și în a avea un comportament adecvat într-o această nouă situație. Să abordăm situația cu calm, că până la urmă asta e important. Nu te ajută cu nimic și nu ne ajută cu nimic, nu știu, să intrăm în panică, nu avem motive în primul rând și dacă ar fi, nu știu, puțin îngrijorător cu poate ce se întâmplă la nivel global, nu aceasta este ideea. Ideea este că trebuie să înțelegem faptul că agresivitatea acestui virus este una totuși asemănătoare cu cea a gripei. Numai săptămâna trecută sau în ultima săptămână, de fapt, raportată de către Institutul Național de Sănătate Publică, avem, cred, în jur de 8.000 de cazuri noi de gripă clinică și 7 decese, din nefericire, cauzate de virusul gripal, pe care deja îl cunoaște foarte bine. Deci, din acest punct de vedere, putem observa mult mai clar că agresivitatea acestui virus gripal, în cifre absolute, sigur, e o comparație în tușe mari, dar oricum, despre acest lucru vorbim. Că menționați despre aceste surse importante, aș vrea să menționez despre infodemia despre care vorbește Organizația Mondială a Sănătății și că au făcut un pact cu Google pentru a prioritiza informațiile venite din surse oficiale, iar în momentul în care Ministerul Sănătății a început să transmită comunicate oficiale, el a început să apară indexat în primele căutări și mi se pare că acest lucru este foarte important pentru cetățeni, vine în folosul lor pentru a fi întotdeauna informați din surse oficiale. Este esențial. Acest lucru a fost anunțat de către directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății în cadrul celei de a 146-a reuniuni a Comitetului Executiv care a avut loc acum 3 săptămâni la Geneva. Este o premieră în domeniul medical o astfel de abordare, care de fapt este o abordare mai degrabă reactivă vis-a-vis de amploarea al fenomenului de fake news mediatic. Exact, care poate nu a fost neapărat atât de puternic în domeniul medical, însă într-o astfel de situație este esențial. Și într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, există acest parteneriat între Organizația Mondială a Sănătății pe de o parte și pe de cealaltă parte Google. O chestiune, iar a doua chestiune, al doilea domeniu este și cel al tuturor rețelelor sociale, Facebook, Twitter, Instagram. Deci putem chiar să încercăm să tastăm și o să vedem că sau pe Google, sau pe Facebook, Twitter și așa mai departe, dacă tastăm coronavirus, primele informații și primele site-uri vor fi cele ale Organizației Mondiale a Sănătății. E normal să fie așa. Pe Twitter, de exemplu, suntem redirecționați către ECDC sau către CDC, către centrele de control al bolilor. Sunt fiecare platformă acționează în funcție de anumite surse oficiale. Vă dați seama că acum nu toată lumea, populația generală, europeană, globală sau cea din România nu cunoaște pe de rost site-ul Ministerului Sănătății sau site-ul, nu știu, Organizației Mondiale a Sănătății. Deci este un alt instrument care să te direcționeze către informația exactă și precisă. E esențial de altfel și, cum am spus, este și o premieră în domeniul medical, nu cred că s-a mai întâmplat așa ceva. Este un instrument foarte util.
Iată câte mesaje importante, mai ales legate de surse. Oamenii pot acum să ne asculte conversația și să afle cele mai importante surse de unde se pot informa corect. Vă mulțumim pentru toate aceste mesaje și rămâneți pe raportul de gardă.ro pentru a fi în continuare la curent cu situația infecției cu noul coronavirus. Vă mulțumim și eu pentru invitație.